Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Eu sunt profesor Georgian Ungur, iar astăzi vom discuta despre clima României, factorii genetici ai climei. Primul factor genetic al climei țării noastre este poziția geografică. România este situată în emisfera nordică, la distanțe aproximativ egale de ecuator și polul nord. Acest lucru determină caracterul temperat al climei, țara noastră aflându-se în zona de climă temperată. La nivel continental, România se află într-un sector de interferență a influențelor vestice, oceanice, estice, continentale, nordice, subpolare și sudice, mediteranene. De aceea, afirmăm că România are o climă temperat-continentală de tranziție. Radiația solară pe care o primește suprafața terestră scade de la sud, unde valorile sunt de peste 130 de kilocalorii pe centimetru pătrat pe an, la nord, unde ajunge la sub 115 kilocalorii pe centimetru pătrat pe an și odată cu creșterea în altitudine, ajungând pe crestele Carpaților la valori de sub 110 kilocalorii pe centimetru pătrat pe an. Enumerați două domenii în care ne-ar putea fi utilă această hartă. Circulația maselor de aer pe teritoriul României, care vin dinspre diverse părți ale continentului. Mase de aer vestice, umede și cu valori de temperatură moderate acoperă permanent teritoriul țării noastre. Din nordul și nord-estul Europei provin mase de aer scandinavo-baltice reci și umede, prezente în partea nordică a țării. În sud-vestul țării, din regiunea Mării Mediterane, ajung mase de aer calde și umede, iar din Asia Mică ajung mase de aer calde și uscate. Din estul continentului vin în țara noastră mase de aer uscat și rece iarna, provocând geruri îngheți și apariția crivățului, și calde vara, aducând secete mai ales în estul și sudul țării. Relieful determină etajarea climatică, astfel dezvoltarea în altitudine între 0 metri nivelul mării și 2544 de metri pe vârful moldoveanu impune scăderea temperaturii aerului cu aproximativ 6,4 grade Celsius la fiecare 1000 de metri și creșterea cantității de precipitații. Culoarele de vale, cum ar fi culoarul Siretului, și depresiunile mari din Carpați, cum ar fi depresiunea Brașovului și depresiunea Maramureșului, favorizează pătrunderea maselor de aer din exteriorul teritoriului și apariția inversiunilor termice. Ce sunt inversiunile termice și ce efecte au acestea? Marea Neagră moderează temperaturile și crește umiditatea aerului pe o distanță de aproximativ 30-40 de kilometri în zona de țări, aici manifestându-se brizele marine. De aceea, de cele mai multe ori vara, pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute decât în restul țării, iar iarna mai ridicate. Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!